Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Agricultura cu un milion de fețe astăzi. Probleme cu viitoarea politică agricolă comună. Sunt voci care vor să întoarcă tot ce s-a discutat până acum. Iar asta ar putea însemna pentru fermierii, inclusiv cei din România, mari probleme din 2021. Adică întârzieri de un an. N-ar fi cazul. Vedem cine și ce spune în această chestiune. Tot astăzi a fost o conferință de presă, 2 ani și jumătate de mandat ai ministrului Petre Daia. S-a vorbit și despre ce a făcut România în cele 6 luni cât a condus Uniunea Europeană, dar și care sunt programele derulate de Ministerul Agriculturii și ce urmează, mai ales asta e important. Și mai avem câteva mărunțișuri și despre cărțile de identitate. Așadar, să începem. În această perioadă se pune la punct viitoarea politică agricolă comună. Nu e niciun secret pentru nimeni, nu știe toată lumea. Inclusiv în România se elaborează Planul Național Strategic, un document care stă la baza dezvoltării viitoare a agriculturii românești. Iar pentru acest lucru se constituie așa numitele grupuri de lucru, adică niște, hai să le numim, cercuri de discuții între autorități și fermieri, da, și reprezentanții fermierilor, unde să se stabilească ce vrea România, cât vrea România și când vrea România să facă. Deocamdată nu avem nimic concret să vă spunem în acest domeniu, în afară de faptul că România, de exemplu, Ministerul Agriculturii a făcut o cerere către fermieri, către dumneavoastră, către asociațiile profesionale, să veniți la discuții. Avem declarații din partea ministrului Petre Daia cum că săptămâna viitoare se va ieși cu ceva mai concret în fața națiunii. Nu știm mare lucru. Știm care sunt direcțiile prioritare pe care vrea să lucreze România. Să se păstreze banii care sunt pentru agricultură, măcar cât au fost până acum. Să se ajungă la convergență, adică la egalitatea subvențiilor pentru fermierii din vest cu cei din est. Mai multă flexibilitate în acordarea fondurilor europene, adică statul român să decidă mai mult unde sunt nevoile și acolo să dea banii, fără ca acest lucru să se împiedice în binecunoscuta birocrație europeană. Iar dincolo de birocrația europeană există și jocuri de interese. Nu e nimic ilegal în acest lucru, dar jocuri de interese le fac și fermierii francezi prin reprezentanții lor, și fermierii germani, și fermierii din Marea Britanie, care încă mai sunt deocamdată în spațiul comunitar, da? Iar aceste discuții de culise, că ele nu se poartă într-un cadru oficial, sunt discuții de culise, pot avea efecte nebănuite și nedorite. De exemplu, există voci care spun că tot ce s-a discutat până acum referitor la viitoarea politică agricolă comună trebuie aproape dat la coș. Sau, dacă nu măcar dat la coș, întors. Urma ca acum propunerile făcute până la această dată, da, plecând de la intențiile Comisiei, de la ce vrea Parlamentul European, de la ce vor asociațiile de fermieri, tot ce s-a decis până acum și puținele decizii luate, chiar dacă nu erau oficializate, renunțarea la plafonare, acest lucru să rămână la mâna statului respectiv, această plafonare pentru mari fermieri, repartizarea fondurilor între cei doi piloni. Toate aceste lucruri care fuseseră stabilite printr-o strângere de mână după foarte multe discuții s-ar putea să nu mai fie valabile. Sunt voci printre parlamentarii europeni, sunt voci între fermieri europeni, între marile asociații ale fermierilor europeni, care spun să se oprească tot ce s-a întâmplat până acum. Avem un nou Parlament European cu noi europarlamentari, de parcă ăștia ar fi picat din lună și nu o bună parte dintre ei sunt cei care au fost și în vechiul Parlament European. Să renunțăm la totul, să nu urmeze. Acum urma un așa numit trialog. Da? Trialogul e un dialog la care se mai adaugă încă o parte. Deci sunt 3 părți care discută și în scurt timp ar fi urmat ca totul să se transpună într-o lege în Parlamentul European. Ei, indecizia privind plecarea sau neplecarea Marii Britanii din spațiul comunitar, deci neștiința sumelor exacte care vor fi în viitoarea politică agricolă comună, plus alte interese, unele poate mai mărunte, altele poate naționale, nu putem decât să le bănuim, au dus la aceste propuneri. Opriți tot ce s-a discutat până acum. Afirmația aparține europarlamentarului Daniel Buda. A fost europarlamentar și înainte, a fost în Comisia pentru Agricultură, acum e vicepreședinte al acestei importante comisii a Parlamentului European, iar domnia sa, într-o discuție la Bruxelles, care tocmai a avut loc
astăzi sau ieri, nici nu mai contează, spunea că știe de aceste intenții de a stopa lucrurile. Ei bine, și ce se întâmplă dacă se stopează discuțiile și le reluăm de la zero? Păi, în primul rând, pierdem tot ce s-a discutat până acum. Cum transpunem asta în mai binele sau mai răul pentru fermieri? Un an de întârziere. Asta ar putea însemna amânarea discuțiilor sau reluarea discuțiilor de la zero. Un an de zile din 2021, un an de bulversare, ceea ce înseamnă un an cu probleme în plățile directe și în banii pentru dezvoltarea rurală. Întârzieri de un an de zile. Ei, pentru fermierii români și nu numai, care se bazează și pe aceste subvenții europene extrem de importante în economia unei ferme și pe cei care desfășoară proiecte de dezvoltare rurală. De exemplu, micii fermieri, da, care așteaptă bani pentru consolidarea fermelor sau cei care vor să primească bani pentru a se instala la țară. Amânarea cu un an a unor decizii poate face diferența între profit și pierdere. Nu vorbim de a subzista, de a exista încă un an de zile. De exemplu, marile ferme poate că vor strânge din dinți un an de zile și vor reuși să treacă peste aceste tergiversări, amânări ale plăților directe, da? Dar micii fermieri care au rate și au cumpărat un tractor sau o combină, vor să cumpere o sămânță de mai bună calitate, poate vor să cumpere ceva pământ. Ei ce fac dacă se întârzie un an de zile? Ce fac tinerii care vor să se instaleze ca șef de exploatație? Un an de zile de amânare ar putea să-i determine pe unii să nu mai aibă răbdare și să nu mai aștepte acel an de zile, ci să se gândească că până se hotărăsc lucrurile, până fac ei dosarul, până le este evaluat, până le sunt aprobate intențiile, până încep să vină banii, în timpul ăsta ei mai bine pleacă dincolo și muncesc pe bani mai puțin, dar măcar pe niște bani care le vin sigur, da? Deci această intenție de amânare a discuțiilor, de reluare a lor de la zero este total păguboasă, cel puțin pentru această parte a Europei, pentru agricultura românească. Să sperăm că cei 5 europarlamentari români din Comisia pentru Agricultură, 3 membri plini și 2 membri supleanți, între membrii plini avem și un fost comisar european, vor ști să se impună destul de viguros în așa fel încât ce s-a obținut până acum să nu fie aruncat la coș. La urma urmei, cei care au muncit până acum au purtat aceste discuții în deplină cunoștință de cauză. Și dintr-o dată, să nu mai fie bun nimic, ne amintim și de lobby pe care îl fac organizațiile pentru protecția mediului. Ne gândim și la alte intervenții din alte sfere ale unor actori care au legătură cu agricultura în acest domeniu. Dar să renunț la tot pentru ce? Pentru că nu există deocamdată o motivație anunțată clar. Nici nu se știe deocamdată, haideți să încheiem subiectul oarecum, nu se știe foarte clar că discuțiile vor fi reluate de la zero. Dar din moment ce apar tot mai multe declarații despre acest lucru, ceva este, pentru că nu iese fum fără foc, nu? Cui folosește acest lucru? Ar trebui să cercetăm cu toții și chiar dacă aflăm sau nu aflăm cine e în spatele acestor intenții de amânare, să ne impunem punctul de vedere. Iar impunerea punctului de vedere din partea României nu se poate face nici de către Ministerul Agriculturii singur, nici de către dumneavoastră singur. Pentru că, de exemplu, asociațiile fermierilor din România, ligi, federații, nu contează cum s-or numi, vocile lor sunt destul de firave la Bruxelles, dacă ținem cont de faptul că nu suntem afiliați la toate instituțiile europene ale fermierilor la care ne-am dorit și că aceste asociații europene, la urma urmei, nu reprezintă doar interesele fermierului român. Nu, ele sunt un conglomerat care reprezintă interesele, de exemplu, unii a marilor fermieri din Europa, ceilalți a cooperativelor și a fermierilor mici, da? Nu îi reprezintă doar pe români. Și acolo interesul e altul, în general interesul e a celor mari, să știți că așa e în orice negociere. Cel mare poate să vină să bate cu pumnul masă și să-și impună punctul de vedere. Și încă o dată spun, mă gândesc la faptul că săptămâna viitoare la București Ministerul Agriculturii va face un prim pas în întocmirea Planului Național Strategic. Asta presupune că și dumneavoastră, fermierii care ați fost invitați să fiți parte la elaborarea acestui program național strategic, ar trebui să vă interesați mai mult. Știu, e o perioadă destul de dificilă, pe lângă clima în schimbare care v-a dat
planurile peste cap, suntem în plină campanie de recoltare. Nu-i așa? La orz, mi se pare că vreo 90% deja a fost strâns, vreo 40-50% la grâu. Da? Deci recoltarea e în toi. Fermierii o să spună că nu prea au timp de discuții în această perioadă, dar de aceea aveți reprezentanți. Știu și reprezentanții dumneavoastră sunt fermieri, au și ei treburi, dar în momentul în care și-au asumat această funcție de a vă reprezenta, sigur că trebuie să se bată și în astfel de domenii mai birocratice, cum e întocmirea programului național strategic, de pe urma căruia ar trebui să beneficiem cu toții. Și mai e un lucru care trebuie ținut în atenție, da? Diferența de subvenții. Da, avem acea promisiune că subvențiile sunt convergente, adică ce primește francezul, germanul, spaniolul aici și ce primește românul dincoace, în timp se va transforma cam așa, vor ajunge la egalitate. Știm sigur deocamdată că partea care se cuvine României ar urma să ajungă la 215 euro pe hectar. Nu e rău, de la 195 cât e acum, încă 20 de euro, dar tot nu suntem cu 215 euro, iertați-mă că gesticulez, de asta e, 215 euro aici, ce primește un fermier neamț aici, da? Chiar cu 215 euro încă suntem departe. Bun. Convergența aceasta e un lucru pentru care trebuie să militeze în continuare, asumată de altfel convergența de Uniunea Europeană când ne-a primit, când ni s-a promis acest lucru că vom avea parte de plăți egale, da? Nu s-a spus când, există niște termene orientative, dar să sperăm că le vom apuca în cursul acestei vieți. Despre convergență, despre intențiile fermierului român a vorbit și ministrul Petre Daia, a avut astăzi o conferință de presă. Surprinzător, nu atât de lungă pe cât ne așteptam. Au fost două teme. Ce a făcut România în cele 6 luni cât a fost la șefia Consiliului Uniunii Europene și ce a făcut Ministerul în 2 ani și jumătate. Da? Dintr-un program de guvernare asumat. Cât la sută a îndeplinit din el? Dacă e să ne referim la ce a făcut România în cele 6 luni de zile, pe lângă faptul că au muncit peste 500 de oameni, numai pe partea de agricultură, da? 514 oameni s-au ocupat de dosarele europene. Și dacă toată lumea se aștepta ca România să închidă, adică să finalizeze 4 dosare, ei bine, într-un heirupism, dar de bun augur de această dată, s-au închis 11 dosare. Aceasta a fost surpriza plăcută pe care România a furnizat-o Uniunii Europene. 11 dosare care privesc agricultura și pescuitul, pentru că e un domeniu, ele sunt legate la nivelul Comisiei Europene, 11 dosare au fost finalizate, ceea ce înseamnă că le-am făcut finlandezilor, cei care au preluat șefia acum, de la 1 iulie, viața ceva mai ușoară. Și 514 oameni s-au ocupat de acest lucru. Bravo! E un lucru bun. Aș vrea să trecem însă la partea de ce a făcut ministrul Petre Daia și programul de guvernare, ce a îndeplinit în el, în 2 ani și 6 luni. Da? S-a vorbit foarte mult despre câteva programe. Dați-mi voie să fac un gest, n-am să plec din cadru, să vă exemplific programul de sprijin pentru tomate. Da? Ia să vedem dacă reușesc să vă aduc în față acest coș. Da? Ăsta e rezultatul, în parte, a programului guvernamental pentru tomate. Iar aici e programul pentru usturoi. Da? 3.000 de euro pentru 1.000 de metri pătrați. Astea sunt roșii românești. Nu o să mă credeți, dar vă spun că sunt roșii românești. Nu o să mă apuc acum să vă demonstrez. Vă amintiți de roșiile astea, da? Au și gust, sunt zemoase, sunt bune. Știți ce înseamnă roșiile astea? Ia uite, tot felul de bunătăți în coșul ăsta. Ăsta e programul, rezultatul programului guvernamental pe care ar trebui să-l ducă la îndeplinire ministrul Agriculturii. Ne bucurăm de acest lucru. Haideți să revenim la sistemul de irigații, pentru că sistemul de irigații e cel care contează. Vorbea ministrul Petre Daia de autostrada APE în România. La un moment dat știam 1,4 milioane de hectare gata să fie irigate după ce să se termine zecile de șantiere în execuție. 2 milioane potențial, acum s-a ridicat miza, vrem să irigăm 3 milioane de hectare în țara asta. E foarte bine. După 30 de ani în care ne-am bătut joc de sistemul național de irigații, că cineva a avut curajul și banii necesari, da, să se bate pentru banii necesari, să înceapă să pună la punct acest sistem. Sistemul principal de irigație încă e în mare suferință la nivel național. Din sutele și miile de kilometri de canale de irigații pe care le prefigura
Ministerul Agriculturii de înainte de 89, da, canalul Siret-Bărăgan, tot felul, trebuia să avem un canal București-Giurgiu, da, aici, tot felul de sisteme de irigații, o bună parte, mă rog, au fost făcute, dar apoi au fost distruse. În 30 de ani de zile, credeți-mă, numai pereții de la stațiile de pompare mai rămăseseră în picioare, da? Au dispărut pompele, au dispărut suporturile de metal în care erau prinse pompele, au dispărut ramele de metal de la geamuri, că metalul se vinde la fier vechi, nu-i așa? Ei bine, acum sunt zeci de șantiere în lucru, costă zeci și zeci, sute de milioane de lei, dar ANIF-ul, cel care se ocupă, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, care se ocupă de aceste proiecte, e în avans uneori chiar cu un an de zile față de obiectivele angajate. Ceea ce înseamnă că la anul încă mii și mii de fermieri vor putea să ia apă gratuit din sistemele principale de irigații. E adevărat, unde e canalul, îți mai trebuie de acolo canale secundare, sisteme de udat, câte și mai câte. Dar asta le puteți cumpăra și dumneavoastră, statul nu vi le asigură. Deci numai sistemul principal de irigații. Știm cu toții acest lucru. Dar pentru sistemul secundar de irigații încă există bani, încă există o sesiune deschisă la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și se dă până la 1 milion de euro pe proiect. E adevărat, dacă luați 1 milion de euro, trebuie să aveți și dumneavoastră 100 de mii de euro. Dar unde nu reușesc să prind și eu un astfel de program, să-mi schimb mașina cu numai 10% din valoarea ei. Deci, programul de irigații, în ciuda faptului că unii o să spună că s-a lăudat ministru. S-a lăudat, că are cu ce, probabil. Sistemul de irigații e bine că e pus la punct în această țară. De programul de tomate nu vă mai spun. Sunt vreo 18.000 de fermieri, sunt două cicluri de producție și, într-adevăr, roșiile românești încep să fie tot mai prezente în supermarketuri. Da, acum câțiva ani nu prea găseai roșii românești decât în sezonul lor, vara. Acum sunt și iarna, sunt și primăvara, sunt și toamna, că avem două cicluri, da, de producție și vânzare a roșilor. Intră și programul cu usturoiul. Mă rog, aici la usturoi e o chestie, n-am înțeles de ce trebuie recoltat el cu o codiță de 10 cm. Dar o să ne lămurim în timp, probabil ca să nu se usuce și să-l deosebim de usturoiul chinezesc cu gust metalic. Sunt foarte multe programe în țara asta. De exemplu, prin PNDR, Programul Național de Dezvoltare Rurală, cel care dispare din 2020 pentru că trecem la Planul Național Strategic, da? Au intrat 8,55 de miliarde de euro în România. O să-mi spuneți că e puțin față de câte nevoie are țara asta. Da, dar sunt 8,55 de miliarde de euro. Și cine a știut să ia banii și a învățat să ia o dată, de două ori, de trei ori, e ales în continuare primar în comuna lui sau e mare fermier. Acest lucru se vede. Dar nu vă mai dau exemplu Ciugudului, comuna de lângă Alba Iulia, unde se mută oamenii din Alba Iulia, că la Ciugud e ca la oraș din punct de vedere al confortului, dar e liniște ca la țară. Da? Nu le lipsește nicio facilitate. Sunt foarte multe comune, peștera, da? Și câte și câte comune nu vreți în România, unde primarii au știut să-și atragă lângă ei oameni inteligenți care știu ce înseamnă un proiect european. Dacă n-au știut lucrul ăsta sau n-au găsit oameni, au știut unde să întrebe, iar comunele respective sunt cele care se ridică din ce în ce mai mult. Și în felul acesta, sigur, nu dorim transformarea ruralului românesc într-un microoraș. Că dacă e microoraș, dacă treci la stadiul de oraș, ai și taxe și impozite mai mari. Nu asta e ideea. Dar un minim de civilizație, de confort, merită toată lumea, da? Nu trebuie să fii la fel de idilic ca acum 100 de ani, să ne plimbăm cu carul tras de boi prin Nămol până la Butucul Roții, da? Și să spunem că trăim la țară. Nu. A trăi la țară înseamnă a avea condiții civilizate, a o duce bine, dar păstrând tradițională. Aici e problema, să vedem cum păstrăm tradiționalul. Deocamdată păstrăm diferențele, da? Pentru că totdeauna a fost o diferență între urban și rural. Unde s-au văzut diferențele astea? Păi, în primul rând, la venituri. Pentru că știm cu toții și înainte de 89 și acum, orașele au fost un magnet, un pol de atracție pentru forța de muncă din comunele înconjurătoare. Și acum îmi amintesc că eram copil la Suceava, acolo unde am crescut, fabricile din oraș, pe vremea aia, nu știu cum se făcea, că orașul era plin de fabrici, erau zone industriale în tot orașul, atrăgeau forță de muncă din toate comunele. Era o stație în centrul orașului, de unde plecau autobuzele așa numite preorășenești, da? Cele care, de exemplu, pleacă din București la Moara Vlăsiei, la Butimanu, în zonele din jur. De acolo
plecau autobuzele spre satele din jur, spre Lisaura, spre Bosanci, spre Ipoteș, spre Moara, spre Sfântul Ilie, da? Vorbesc de Suceava că le cunosc. Ei, era o aglomerație fantastică. Oamenii veneau de la sat să muncească la oraș, pentru că munca într-o întreprindere îți garanta un venit lună de lună, da, îndestulător, și mai aveai timp, când terminai cele 8 ore de muncă plus vreo 2 de transport, să faci ceva și pe lângă casă. De aceea oamenii o duceau relativ bine, nu spun foarte bine. Dar exista o diferență. Exista o diferență de venituri. Ei bine, această diferență s-a păstrat și astăzi și ca să înțelegeți și dumneavoastră ce înseamnă să trăiești din agricultură, da? Oamenii care trăiesc la țară au mai multe surse de venituri. De exemplu, unii primesc prestații sociale, că e vorba de ajutor social, că e vorba de alocație pentru copil, că e vorba de pensie de urmaș, nici nu contează. Astea sunt indemnizații sociale. E o sursă de venit. Alții își suplimentează veniturile din ce produc în domeniul agriculturii. Știți cât câștigă în medie un om din ruralul românesc în fiecare lună din agricultură? 48 de lei. Da? E dată oficială comunicată de Institutul Național de Statistică. Dacă vă vine a crede, atât e venitul mediu pe România. Da? Aici intră probabil și marile fermieri, intră și micul fermier, intră și țăranul care nu mai are pământ, că l-o fi dat în arendă și doar crește niște găini și pune niște roșii în grădină. 48 de lei pe lună e venitul din agricultură pentru un om care locuiește în mediul rural. Sună cam puțin, nu-i așa? Știți că asta e. Deci venitul mediu lunar din zona urbană la oraș, 2144 de lei, 1295 la țară. Da, venit mediu. Din care 48 de lei vin omului din agricultură. La 1295, hai să punem 1300, e puțin. Media în Uniunea Europeană a unui agricultor, da? Deci la noi am pus 1295 de lei. Împărțind la 4,75, cât e euro astăzi cu aproximație, cât înseamnă asta? 270 de euro, probabil 270-280 de euro. În Uniunea Europeană, media veniturilor unui fermier în fiecare lună e de 1250 de euro. E, vedeți? Mai e mult până departe. Cum facem să trecem peste aceste diferențe? Păi o să învățăm. Dar ce învățăm despre meserii și altele o să discutăm în emisiunea de mâine, pentru că îmi dau seama că de fapt nu mai e foarte mult timp din emisiunea de astăzi. Uite, ne-am luat cu bilanțul lui Petre Daia, ne-am luat cu una, cu alta și se termină lucrurile. Vreau doar să vă spun atât, referitor la cărțile de identitate, pentru că se schimbă cărțile de identitate și din nou presa din România va fi plină de tot felul de discuții despre chipul inclus acolo, despre faptul că va trebui să avem amprentă pe cartea de identitate, că, vezi, doamne, apare numărul 666 și o să ne să amestece diavolul în viață. Din 2021, din 3 august, începe eliberarea unor noi cărți de identitate. Mâine o să vă și arăt un prototip, o fotografie deocamdată. Trebuie să știți așa, va fi mai mică cât permisul de conducere și va fi aproape imposibil de falsificat, spun cei care le fac. Cum arată cărțile de identitate și cum reducem decalajul dintre un fermier român și unul străin, discutăm în emisiunea de mâine. Pe curând! La PAR, cea mai importantă federație a fermierilor români, susține agricultura cu un milion de fețe.